ziua! Astăzi avem un mic filmuleț educativ despre enologie. Ce înseamnă enologie? Enologia este știința care se ocupă cu fabricarea vinurilor, cu tratamentele care sunt aplicate acestora, cu compoziția lor fizico-chimică și, în final, de ce nu, cu degustarea acestora. Ne credem, cei de la enologie, că suntem și artiști, pentru că dorim să îmbinăm cât mai perfect vinul pe care îl creăm cu viața pe care o trăim. După cum se vede, eu un pahar am un vin rosé, viața mea, vreau să cred, este una foarte roz. La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, Facultatea de Horticultură, studenții au oportunitatea de a învăța practic, bineînțeles și teoretic, despre fabricarea vinurilor în crama universității. Acolo își pot crea propriul vin, pot aplica tratamentele pe care le consideră necesare, pot analiza compoziția fizico-chimică a vinurilor pe care le fabrică ei și, în final, probabil partea cea mai frumoasă este degustarea, analiza organoleptică a creațiilor proprii. Credem că este ceva extrem de interesant și că vom avea foarte mulți doritori să învețe din tainele enologiei.